Vatra satului Ialomițan nu trebuie să dispară. Valorile adânc înrădăcinate în tradițiile din Străbuni trebuie menținute în viață. Aceasta pentru că sunt singurele care reprezintă cu adevărat spiritualitatea acestor meleaguri ale câmpiei Bărăganului. Sunt motivele pentru care, an de an, Centrul Creației Populare Ialomița organizează ciclul de manifestări artistice Rapsozii la ei acasă. La sfârșitul acestei săptămâni, Căminul Cultural din Comuna Mărculești a fost locul în care și-au dat întâlnire adevărații păstrători ai tradiției folclorice din zona centrală a județului. Totul pentru a arăta ce înseamnă creația folclorică autentică, nealterată de prefacerile modernești. Nimeni era nepornit, măi Marie.